Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip, eu sunt Legion Six. Și după cum bine știți, revenim cu un nou videoclip nonuț. Și avem de data aceasta, avem Arcade Paradise de pe Epic Games. Menționăm să nu zici, să nu se încurce sau ceva. Deci avem de pe Epic Games Arcade Paradise, Free Now și cu Made of Scare. Noi o să dăm pe Arcade Paradise. Te pune să-ți bagi data, ok. Ok, bun, noi am băgat data, punem un pic de pauză la joc, jocul este acesta. Da, momentan sunt pe aplicație, sunt pe site, dar o să intru imediat și pe aplicație, nicio problemă. Cred că o să dau exact aici din Epic Games Launcher, ca să fie mult mai ok. Perfect, da, na, mulți oricum se așteaptă să intru de pe ăsta, nu de pe aplic, de pe site, adică vedeți exact cum îl luăm. Bun, haideți că am intrat și pe aplicație să ne fie mult mai ușor și avem un fel următor. Jocul free, Arcade Paradise, Made of Scare, PC exclusiv Outfit Pack, ăsta e în următorul joc, următoarele două jocuri care o să le dea gratis. Ok, dar țin să vă menționez pentru că de la început acum Dead by Daylight a adăugat două chestii noi. Tomb Raider în Dead by Daylight este 24 de lei, deci luați-l și pe Steam, este tot la fel dacă aveți în dolari. Dacă aveți în euro este până în 30 de lei. Oricum, deci până în 30 de lei. Deci dacă vreți să jucați pe Dead by Daylight cu caracterul Tomb Raider, Lara Croft, adică puteți să jucați și să-l luați, este 24 de lei, 27, 20, deci până 30 de lei. Și mai avem încă un ăsta, să-i dăm purchez de, este 185 de lei, The Cast of Frank Stone. Tot din Dead by Daylight, tot acolo este chestia, sau Far Cry franciza care v-am spus de ieri, este, o găsiți la franciza Far Cry 6, dacă o vedem noi aici, avem la 55,80 de lei, deci haide să luăm cum mai decât, dar nu este, nu avem treabă cu astea astăzi, astăzi avem treabă cu Arcade Paradise, care o să dăm o dată aici, după cum bine vedeți. Cred că eu o să las un pic, câteva secunde tutorialul și după aceea o să dau Wired Production. Bun. Arcade Paradise. Deci Arcade Paradise e ceva de jocuri vechi, cam așa se numește, arcade-uri, cum erau înainte. Așa că de unde a început jocurile, mai exact, să zic așa. Așa, cam așa, cam asta este vorba despre acest joc. Noi dăm și noi get. Dăm toate termenele jos, I agree, accept. Ok. Acum după ce îi dăm accept, îi dăm place order, îi dăm agree. Și deja avem jocul jocul în inventar. Perfect. Hai să vedem ce add-on-ul are ca să trecem mult mai repede peste aceasta. Deci nu avem gratis momentan nimic, 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 nimic. Da, are niște add-on-uri, are niște add-on-uri care sunt foarte ieftine, cred că 5 9 până în 50 de lei luăm toate adunurile care sunt cele mai gratis, în afară de Addons Paradise Official Soundtrack. Soundul track-ul este care este 39 de lei. Dar nu e nicio problemă. V-am arătat cam ce este și în Arcade Paradise. Ok, bun. Cu acest joc am terminat. O să revin mâine cu un live sau videoclip, nu știu sigur. Vedem ce gameplay are Arcade Paradise și ce, ce gameplay are Made of Scare. Ok, dăm pe Made of Scare acum. Îi dăm get. Place order, I agree, adică, na, nu este nimic diferit. Așa. Adonuri din câte vedeți nu are. Hai să vedem și un pic din videoclip așa, cam ce ar fi pe Gate 18, bam bam. Așa. Wells Interactives. Da, gen, oricum, jocul e un fel de, na, cum să vă zic, este un pic de gen de horror, de fapt, jocul este horror, dacă nu mă înșel. Unde avem noi, că ne spune, da, uite, acțiune, aventură, horror, indie, spre exemplu.
ok, gen se duce acum foarte șmecher în tranziția asta foarte șmecheră. Cam asta este tot în jocul Made of Scare momentan. Mâine o să revenim cu un nou videoclip despre un nou videoclip sau live, vedem, despre aceste două jocuri și nu în ultimul rând o să jucăm și un Outlast Trials. Dar momentan mai durează puțin, deci mai avem de așteptat până mâine cel târziu. Oricum, mâine o să vedem, o să jucăm unul sau două jocuri, hai, nu trei, pentru că este foarte multe și nu foarte multe, dar ce-i drept, ia foarte mult timp și nu cred că vreți să stăm 4-5 ore pe live, adică nu și-ar avea rost. Ok, jucăm primul un match, două sau vedem ceva din genul de în jocul Made of Scare, Arcade Paradise și dacă o fi, avem timp sau ceva, jucăm și Outlast, dar vedem, nu știu sigur momentan. Bun, cam asta este tot din Epic Games momentan în seara aceasta. Aceste două jocuri sunt gratis din momentul acesta până pe data de 25 iulie. Aceste jocuri sunt gratis. Haideți să le luăm cât mai repede. O să vă las linkurile în descriere ca să vă fie mult mai ușor să intrați pe pagina lor de la Epic Games. Puteți să vă faceți un cont dacă nu aveți deja și luați jocurile gratis, adică este mult mai ok. Deci cam asta a fost tot momentan pentru aceste jocuri. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Și ne auzim pe data viitoare cu un live sau un videoclip. Vedem, nu știm sigur momentan, dar o să fie ok. Baftă și ne auzim pe data viitoare. Ciao.